Bună, stimați prieteni! Sper că sunteți bine. Rog să-mi confirmați dacă se aude. Bună! Mai așteptăm să se conecteze oamenii. Sunt câteva subiecte fundamentale pe care am vrut foarte rapid să le discutăm. Una ține de nemijlocit. Ce putem face cu găurile, borțele din asfalt. Astăzi am avut unele discuții la care ne vom referi, mă voi referi în continuare. Dar vreau să știu că toată lumea se poate conecta și se aude. Ne poate cineva confirma dacă se aude bine sau nu? Mulțumesc, Larisa. Bună, Ksiușa. Vladislav, bună. Deci, mersi, Alexei. Vreau să discutăm, în primul rând, repet, despre borțele din asfalt, despre strada creangă, despre alte lucruri. Mai așteptăm un minut, două, ca să se conecteze mai multe persoane. Sper că sunteți cu toții sănătoși, bine dispuși și la sfârșitul săptămânii sunteți foarte ok. Здравствуйте, Ирина. Secundă să vedem și altceva. Ok. Strada 31 august. Mă voi referi și la strada 31 august. Dezastru nu e doar acolo, Victor. Sunt și în alte părți probleme. Sunt și în alte părți probleme. Ce se aude cu extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân? De multe lucruri odată. Ok. Am să mă refer și la aceste lucruri. Începem? Se aude bine? Deci, în felul următor. Așa cum am spus luni, am discutat cu domnul prim-ministru pentru a avea o întâlnire oficială la nivel înalt. Ne-am văzut miercuri, nu am vrut să vin cu unele detalii în acest sens, anume miercuri, dar împreună cu prim-ministrul interimar, Ministerul Economiei, persoanele responsabile de la municipiu, am discutat foarte pe lung, pe alocuri foarte complicat. Noi ne-am expus problemele care există în municipiul Chișinău și cum vedem noi că ar putea ele să fie soluționate. Mă refer aici, în primul rând, la multiplele găuri și probleme în trotuare și asfalt pe care le avem la această etapă. Dumneavoastră știți foarte bine că am menționat nu odată despre faptul că municipalitatea are bani alocați în acest sens, are acum și licitațiile anunțate. Are și un contract pe asfaltul rece. Eu la toate am să încerc să mă refer foarte succint. Ceea ce este foarte important din alt punct de vedere, că am încercat să spunem toate pozițiile pe care le avem. Au urmat după asta o ședință amplă astăzi la guvern, la Ministerul Economiei, cu drumarii, cu cei care certifică, cu laboratoarele, cu autoritățile responsabile din diferite domenii. Dacă vreți, impresia mea, le-am spus-o și celor de la guvern, am avut senzația că pentru prima dată s-au întâlnit. Iar poziția noastră rămâne una foarte clară. Deci, la momentul de față, după perioada de tranzitare pentru teritoriul Republicii Moldova, au fost aprobate standarde europene în domeniul
materialelor de construcție. Noi am vorbit despre acest lucru. Deci se trece de la gostul sovietic la ienurile europene, ceea ce este un lucru foarte bun. Acum, există probleme legate de gestionarea acestei situații. De ce spun asta? Pentru că, având bani, respectând procedurile, astăzi nu puteam procura asfalt cald și vreau să menționez câteva lucruri aici. Standardele de referință au fost aprobate, însă anexele tehnice ce se referă la aceste mixturi asfaltice au fost aprobate la sfârșitul lunii martie. Până la momentul dat nu este stabilit clasificatorul de mixturi asfaltice valide pe teritoriul Republicii Moldova. Noi despre asta am vorbit la această ședință, a fost un loc simplu, dacă e să fiu foarte sincer. La momentul de față nu sunt oficial acreditate, repet, niciun organism de certificare capabil să certifice mixturile asfaltice conform standardelor europene. Și câteva organisme de certificare sunt în proces de extindere acestui domeniu de acreditare în privința certificării. Eu sper că nu o să ia foarte mult timp, dar am unele rezerve în această privință. Haideți să vedem ce urmează săptămâna viitoare. La capitolul testării, nu sunt laboratoarele dotate cu tot setul de echipamente de laborator. Incercomul, care este arhicunoscut, a fost acreditat pe standarde europene doar parțial. Altele laboratoare astăzi nu sunt acreditate. Noi am avut o ședință destul de lungă cu diferiți, repet, responsabili. Au fost și pozițiile celor care se ocupă din partea antreprenorilor. Au fost foarte multă lume, vreo 70-80 de persoane. Eu am zis că numele locuitorilor municipiului Chișinău aștept soluție. Mine nu mă interesează dacă este vorba despre o parte sau altă parte. Nu vreau ca oamenii să vorbească în diferite limbi. Vreau ca noi, astăzi, împreună cu dumneavoastră, să putem interveni pe trotuarele și drumurile din Chișinău, pentru că exact cum scrieți dumneavoastră, este dezastru. Și ni s-a promis că săptămâna viitoare urmează să avem o soluție tehnică determinată la Ministerul Economiei, după grupuri, ședințe tehnice, dar estimativ mai devreme de 10 mai, probabil că nu vom putea interveni. Asta în condițiile cele mai bune. Și aici avem o problemă. Reiterez, problema este că toți trebuie să trăim cu ceea ce avem pe străzele din capitală. Eu reiterez, sunt gata să iau orice funcționar, să mergem în mașină, să-i arăt cum lucrurile stau în realitate. Și repet, bani sunt, iar asfalt cald nu putem procura. Unii ne întreabă de asfaltul rece. Nu este perioada când se aplică asfaltul rece. Noi avem contract în acest sens, dar asta ar însemna pe 2-3 luni de zile și asfaltul rece este mai scump decât asfaltul cald. Eu nu pot să-mi permit acest lucru să facem împreună cu colegii de la municipiu. În continuare, se deteriorează, văd că scrieți Ale Corusu, multe alte străzi, este adevărat. Vreau un anunț să fac pentru locuitorii municipiului Chișinău. Eu foarte mult îmi doresc ca în luna mai să putem interveni dacă va fi identificată această soluție la nivel central împreună cu drumare pe toate porțiunile, dar ne va lua ceva timp. Acum să mă refer un pic la strada Creangă. Strada Creangă va fi în această perioadă un pic închisă. Oamenii ne întreabă de ce pe Creangă se poate lucra. Creangă este un contract anterior. Iată aici am zis că lucrurile nu prea stau bine la capitolul coordonare. Este un contract anterior și în baza acestui contract anterior ei pot lucra la standardele vechi, de anul trecut, nu de anul ăsta, care ar trebui să fie. Deci, stimați prieteni, stimați ascultători, stimați cei care ne vizualizează, traficul rutier pe strada Ion Creangă, pe tronsorul cuprins între străzele Alba Iulia și Coca, din data de 10 aprilie 2021 până pe data de 11 aprilie 2021, la fel, pe data de 17 2021, 18 2021 și 24 aprilie
2021, 25 aprilie 2021, vor fi, în această perioadă, va fi traficul sistat. Pentru executarea lucrărilor de pozare a rețelilor de canalizare pe segmentul străzii sus menționat. În legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor de reparație capitală a străzii Vâncreangă, tronsonul cuprins între străzile Coca și Alba Iulia, circulația transportului public va fi organizată altfel și urmează să fie, în acest sens, modificate. Avem 6 rute, 6 autobuze pe ruta 26 suplimentar la cele 6 existente puse. De asemenea, vor fi deschise rute suplimentare de troleibuz D. Itinerarul rutei de troleibuz 1 se va modifica, la fel itinerarul rutelor de troleibuz 3 și 4. Ruta de troleibuz 21 se va scurta, 22 se va scurta, 35 se va modifica, 26 se va modifica, 101 microbuzul, 125 se va modifica. Deci autobuzul 11 se va scurta și 103 va fi ruta modificată, 121, 172, 124, 174 și 185 se vor modifica. Toate aceste detalii le găsiți în scurt timp, inclusiv cu schemele cum pot fi aceste lucruri realizate pe site-ul Primăriei Municipiului Chișinău, chisinau.md. Când se repară strada 31 august? Este dezastru. Este adevărat, nu este doar problema străzii 31 august. Acum suntem în procedurile finale de obținere a acordului pentru a publica această licitație. Asta ar însemna că pe parcursul lunii aprilie licitația va fi lansată cum avem acordul final și conform procedurilor ar dura un pic, cel de vreme în luna iulie ar putea starta eventual începutul lucrărilor. Ce înseamnă începutul lucrărilor? Asta să fie adusă tehnică dacă toate procedurile tehnice sunt respectate. Și începutul propriu-zis a lucrărilor în teren în luna august. Pe ale Coruso și multe, multe altele. Deci, stimați colegi, într-adevăr există o problemă în acest sens. Repet, se discută și vom găsi o soluție în viitorul cel mai apropiat. Am vorbit despre asta cu Ministerul. Suplimentar. Добрый день, господин Чебан, когда вы нецензурно ответственны за ремонт дороги и тротуаров в Кишиневе? Это абсолютно верно. Сегодня есть нормативы и законы, те, которые есть. Наша команда работает над ужесточением этих стандартов, так чтобы, возможно, не один год по текущим работам были соответствующие гарантии, а намного больше. Вам intra masiv în acest an și în curțile blocurilor blocuit, pe teritoriul municipiului Chișinău, pe străzi și magistrale, dar, repet, acest lucru va fi posibil, din câte am înțeles astăzi la cei de la guvern, începând cu luna mai. Noi suntem pregătiți să intervenim. În cel mai scurt timp vom publica și matrice de intervenții, unde cu injectare, unde cu plombare, unde vom repara curentul, unde vom repara integral, ca toată lumea să știe și eventual să poată să se informeze cine are nevoie. Vă dorim multă sănătate, un sfârșit de săptămână cât mai reușit. Vom repara, vom plomba, chiar dacă ne va lua un pic de timp și un pic de nervi și un pic de disconfort în relația cu autoritățile centrale. Și ne cerem scuze pentru disconfortul pe care îl aveți dumneavoastră, în primul rând, în municipiul Chișinău, mergând pe străzi cu mașinile sau pietonă. Toate frumoase și bune!